Moartea lui Petrică Cercel a îndoliat o țară întreagă. Familia, prietenii și fanii cântărețului sunt în stare de șoc. N-ai cum să stai fără familia ta. Adi de la Vâlcea, unul dintre cei mai buni prieteni al lui Petrică Cercel, a avut o relație extrem de strânsă cu cel care a lăsat un munte de durere și râuri de lacrimi în urma sa. E 16 septembrie, când s-a dat cumplita veste. Adi de la Vâlcea s-a rugat până în ultima clipă pentru bunul lui prieten. A făcut chiar și o postare prin care îi încuraja pe toți fanii să se roage alături de el pentru dragul lui prieten. Un alt prieten apropiat al lui Petrică Cercel a povestit ultima discuție pe care au avut-o. Este vorba de Sorinel Puștiu, care a intrat și în direct la o emisiune televizată și a dat prima declarație de la aflarea cumplitei vești. Iată ce avea de spus artistul. Prietenul meu, fratele meu, prietenul, eu cu el, copiii mei, un om extraordinar. Ce să vă zic mai mult? A adus un om foarte important pentru noi, pentru cei care îl cunoaște și iubim. Da. Totuși am avut în ultimul moment speranța că se va face bine și o să meargă la familia lui acasă. Bine, am vorbit cu copiii și acum două zile și tot ne gândeam că există o soluție. Acum nu am nicio putere să spun, să vorbesc și așa. Am avut speranță în toată rugăciunile că poate zică Dumnezeu și o să fie bine. Mă doare sufletul, bubuie capul de spirea asta, mă. Asta e o învățătură de mică să ne iubim mai mult, să ne îngrijim mai mult toți oameni. Și nu să dorm acum, să fiu un vis urât, să mă trezesc, să văd că fratele meu, să zic că e bine și pleacă acasă la familia lui și asta e tot. E greu să rămâi un om bun într-o lume atât de răutășoasă uneori. Prețuiți-vă mai mult, iubiți-vă mai mult, îngrijiți-vă mai mult, pentru că omul e... De fapt, suntem cei mai sensibili, dar ne credem că suntem puternici.